costa clasa 12, atent, clasa 12. Bine ați venit pentru cum arată în sala 100 de clasă acest an școlar. Și după sutumele care funcționează în învățământ, ne-am întâlnit astăzi pentru a ne lucra de voi, de cursul vostru de sensibil. În momentele acestea pe care sper să vă am aminte că, în urmă cu 4 ani, când am sfârșit pentru prima dată postele acestei școli, acestui liceu, chiar că se numea Alba, la liceul teologic ortodox, chiar dacă era în altă locație, ați și scrieți, rog să ne datăminte voștri și nu știu ce trebuie să faceți. Am întâlnit pentru prima oară, înainte de început anul școlar, cu zi, la o discuție în pierea asta. Prima pentru muzicile de lui și prima pentru mine, la partea greu. Ce e muzicile a fost mult mai mare decât partea noastră, cu ce de partea noastră. Au trecut peste noi 4 ani. 4 ani în care, în place să cred, că ne-am schimbat. Dar în același timp ne-a frustrat inocența specifică vârstei, puritatea, curăția sufletului. Și acest lucru cred că se va întâmpla pentru voi și de, și de aici încolo. 4 ani, momente frumoase, dar în același timp și cu momente grele. 4 ani care n-am înțeles, zic eu, foarte bine și sper să fie mai sentimentul nostru. Chiar dacă uneori am mai avut ce să împăpere noastre și voi de partea voastră și eu de partea mea. Ne-am mai certat, ne-am mai supărat unii pe ceilalți. Dar niciodată n-am lăsat să răsară soarele peste lumea noastră. De fiecare dată ne-am învățat și am înțeles foarte bine. A fost 4 ani în care eu împreună cu ceilalți profesori am încercat să dăm din noi tot ce aveam mai bun. Pentru voi. Ca voi să aveți parte de o educație și cum se cumva, așa și cum am învățat. A fost 4 ani, plin de satisfacție. Să-mi aduc aminte tot timpul de bine, de elevii mei. De cum au crescut, la același timp cu mine, de momentele fericite pe care le-am avut cu voi. Îmi place să cred că eu împreună cu ceilalți colegi ai mei am reușit să facem, să vă facem nu doar să acumulați cunoștințe în acești 4 ani, ci am reușit să vă facem să vă formați ca oameni. Să vă clădiți caracterul, să aveți o fundație pe care în viitorul apropiat sau unde mai îndepărtat, să clădiți întreaga voastră existență pe acest moment. E important să conștientizați faptul că ați urmat o școală teologică. O școală care nu are darul doar de a verifica nivelul cunoștințelor sau fidelitatea cunoștințelor acumulate de către elevi. O școală care are darul și de a modela caracterul, de a forma oameni. Și cred că toți elevii clasei a 12-a, promoția 2013, indiferent de calea pe care o vor urma în viață, își vor aminti tot timpul cu plăcere de cursurile pe care le-au urmat în această instituție. Și am plăcere de profesorilor, de momentele frumoase pe care le-am făcut de momentele în care am făcut și ne-am făcut care o să ne aducem aminte și zâmbetul de puse de momentele care am fost și e important să știm că avem 22 de elevi promovați. Sunt că ne-am mobilizat bine și
am reușit să învățăm, să asimilăm toate cunoștințele care erau necesare pentru a ataca prioritățile examenului care urmează. Primul vostru examen de maturitate, bacalaureat. E important să încercăm să facem o figură frumoasă și să demonstrăm celorlalți că tot ceea ce s-a investit în voi nu a fost în zadar, a avut un loc. Și că ne vom bucura peste mai bine de o lună de 22 de elevi care vor promova examenul acesta de prima digitală. Multe vreau să vă zic. Nu știu dacă o să fie. Să nu uitați școala noastră, să nu uitați pe noi, profesori, și să încercați să reveniți cu bucurie în bărcile acestea, să reveniți ca să ne vedeți și să vă vedem. Foarte frumos, aveți ocazia. Să-l aveți tot timpul în gândurile și în inimile voastre pe Dumnezeu, să-i mulțumiți pentru toate binefacerile pe care El, din marea sa iubire de oameni și din bunătatea Lui nețărmurită, a revărsat peste voi, să fiți conștienți de faptul că Dumnezeu va fi tot timpul alături de voi și vă va călăuzi pașii în această lume în care veți întâlni multe greutăți, obstacole, vă veți lovi de vicisitudinile vieții, cu ajutorul Lui veți reuși să treceți cu bine peste orice se va ieși în viață. Veți reuși și să o facă. Pentru prezența trebuia să o facem la început, să o facem în momentul acesta. Din urmă, pentru ultima dată, catalogul clasei a 12-a, promoția 2013. Vă rog frumos atunci când sunteți strigați, să vă ridicați în picioare, să vă vadă și ceilalți colegi și părinți. Da. Bart Daniel Ionuț. Bocioc Sebastian Marian. Boroș Daniel Cătălin. Cel mai mic. Cartiș Alexandru, mai îmi pare rău că nu este alături de noi, are o misiune de îndeplinit pentru noi, pentru clasă. Pare rău că nu e prezent să... Nu înțelase. Să împărtășească cu filialul astăzi, dar o să se bucure văzând registrarea. Acum, nu pot să-l pun la momentul ăsta absent, pentru că deja am făcut situația absentilor și așa că știți bine, toți ați reușit să vă încadrați în cele... nouă absențele continuate care v-au posibilitatea de a termina acest an, media 10 la cutare. Deja dacă aveam 10 absențele continuate, aveam un punct minus la cutare. E interesant cum cei 22 de elevi care au continuat au fost câte 9 absențele continuate. Așa a vrut bunul Dumnezeu. Ciobanu Dan George. Cionca Andrei Ioan. Foarte așa, Andrei Ioan. Rita Gabriel. Guran Andrei. Prezent. Hedeș Ana Maria Elisabeta. Polsu Sebastian Mihai. Ierkan Cinția Eliza. Lazăr Ionuț Florin. Petrila Cosmin Marian.
top 5% Sandro, Cătălin, Alexandru și catalogul duc și el plânge. De rupte mulțimea notelor bune. Sunt Zapturian Palenon. Stoica, Dăruța, Terșe Gabriela, Tonț, Raul Șerban, Vereș Alexandru, Vinter Gabriel Nicolae, Tocșoara care va face parte dintr-o altă promoție, nu din promoția 2013. Și Yeah.
Oh,
Yeah.
Domnul, a neprednicilor robilor săi și cu îndurare să ne miluiască pe noi. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a neprednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inima smerită, pentru facerile de bine ce le-am primit de la dânsul, și ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie Lui. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor robilor săi, și bună cerere și dorirea credincioșilor săi, totdeauna spre bine să o plinească ca un milostiv și totdeauna să ne dea pace de bine nouă și Sfintei sale biserici și la tot credinciosul său popor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i slăbească Sfânta sa biserică, pe robii săi, profesori, elevi și ostenitori acestei școli, și pe noi, pre tot, de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia, și de toți vrăjmași și văzuți și nevăzuți, și cu sărătate în cu lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna se îngrădească pe credincioșii săi rog. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Apelă, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău! Doamne, miluiește! Prea Sfânta Culata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o. Doamne, miluiește! Doamne Iisus,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc de ajunsă, la ta mărire căzând cu frică și cu putremur ca niște robi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, elegi ai acestei școli. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te mărim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai împrednicit a vi se împlini cererile, așa și de acum înainte împrednicește-i a spori cu dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, și cu toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată neaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne prednicește pe toți totdeauna mulțumire a aduce, cele prea bune a grăi și a cânta ție, celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului tău Duh, Dumnezeului celui mărit într-o ființă. Mărire ție, Dumnezeul nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Oh,
și vizoare de Hristos noapte, să-ne Doamne zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și cu toate bunătorire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește pe dânsii într-o mulți. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Domnului Claudiu Pop, prefectul județului Bihor, a
domnului Daniel Negrean, inspector școlar general în județul Bihor, a domnului Ovidiu Mureșan, viceprimarul municipiului Oradea, domnului Teodor Terec, adjunct șef în cadrul Poliției de Proximitate Oradea și a numeroși invitați, părinți și multe ale absolvenților noștri. În continuare, permiteți-mi să-l rog pe Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, să ne adreseze cuvânt de binecuvântare. Hristos a înviat! Stimate domnule prefect, stimate domnule viceprimar, stimate domnule inspector general școlar, domnule comandant, părinte inspector, pentru cernici părinți, pentru cernice părinte director, stimate doamne director, onorați membri ai corpului profesoral, dragi elevi și dragi părinți, onorată asistență. Este ziua de astăzi un moment istoric pentru vechea noastră școală, pentru că este pentru prima oară, după ce anul trecut am început cursurile în vechiul local al Academiei Teologice, este pentru prima oară când în redobândita clădire, după ce în vechea Academie Teologică s-a înființat și funcționează Liceul Teologic Ortodox Episcop Roman Ciocan, este deci pentru prima oară când are loc aici festivitatea de absolvire a promoției 2012-2013 într-un an special în biserica noastră, anul jubilial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, la împlinirea a 1700 de ani de la editul din Milano, în 313, prin care creștinismul a ieșit din catacombe și a dobândit libertate și protecție din partea Sfântului Constantin cel Mare. În acest an jubilial, prin urmare, avem și un moment istoric pentru școala noastră, fiind pentru prima oară, deci când observăm încheierea cursurilor anului acestuia școlar în localul propriu-zis al școlii. Pentru că în ziua de astăzi emoțiile sunt pe măsură, pentru că în ziua de astăzi voi, dragi elevi absolvenți, sunteți principalii eroi ai zilei și de aceea și trăirile voastre astăzi sunt speciale, dar și pentru că cei care au venit să vă însoțească în această zi deosebită a vieții voastre sunt aici împreună cu voi la emoțiile pe care le întâlniți. Dar emoțiile sunt și pentru profesorii care v-au pregătit pe parcursul celor 4 ani de studiu și de aceea cuvântul meu nu va fi lung. Doar atât doresc să vă spun, pentru că este o zi cu totul deosebită, mult succes! Felicitări pentru absolvire și pentru că vă așteaptă un examen greu, bacalaureatul, vă doresc și vă dorim cu toții mult succes, sănătate, putere, minte limpede și luminată, putere de muncă, pentru ca să puteți parcurge în intervalul rămas până la examen tot ceea ce mai este necesar, să faceți toate recapitulările utile pentru voi, pentru ca și rezultatele la bacalaureat să fie pe măsură. Liceul nostru teologic ortodox și în anii trecuți a avut rezultate foarte bune la bacalaureat. Atât doresc să mai adaug emoției dumneavoastră și a noastră, pentru că și noi toți suntem prinși de emoție, aducându-ne aminte de festivitățile de absolvire prin care am trecut și noi la rândul nostru. Atât aș dori să adaug și să vă felicit, părinte director și pe întregul corp profesoral și pe elevi, și să mulțumim inspectoratului școlar județean pentru frumoasa colaborare și pentru inițiativa binecuvântată și de Sfânta noastră episcopie la ultima ședință cu lucrul permanenței Consiliului Eparhial, ca aici, la Liceul Teologic Ortodox Episcop Roman Ciorocariu, să se înființeze, să ia ființă și să funcționeze un centru de excelență pentru școlile din județul Bihor. Este un prilej de bucurie
bucurie, de mângâiere, de înnobilare a școlii noastre, care, deși într-un locaș vechi, primește în vremurile noastre noi valențe educaționale, așteptate de noi și binecuvântate de Sfânta Biserică. Dorim să aveți parte de cât mai mult de succes în anii ce vin, în primul rând să treceți cu bine peste examenul de bacalaureat, iar cei care vă prezentați la admiterea în învățământul superior, să aveți de asemenea succes. În mod deosebit, doresc să le urez succes celor care termină clasa cu profil teologic, celor care vor merge la facultate de teologie ortodoxă, episcopul Dr. Vasile Coman din Oradea, dar și celorlalți. Deci succes și la bacalaureat, și la admiterea în învățământul superior și succes pe parcursul întregii voastre vieți. De acum încolo, să călătoriți prin viață, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, înconsulați de dragostea părinților voștri, prietenilor voștri și, nu în ultimul rând, de dragostea dascărilor voștri și a noastră, a slujitorilor Sfintelor Altare și a distinselor și onoratelor oficialități care astăzi sunt împreună cu noi. La mulți ani, succes, Hristos a înviat! Vă mulțumim, Sfinția voastră, pentru cuvântul de binecuvântare din această zi și pentru prezența la festivitatea noastră și pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru această școală, de când ea s-a restatornicit în Oradea și mai ales acum, de când ne-a reașezat în locul pe care preantajul Preasfinției voastre, Roma Ciurăgară, l-a hotărât ca locaș de Sfântul Teologic pentru slujitorii Sfintelor Altare din Bihor. În continuare, o să-l rog pe domnul Claudiu Pop, prefectul județului Bihor, să ne adreseze cuvântul de salut al domniei sale. Ția voastră, Preasfântul Părinte Episcop, domnule viceprimar, domnule inspector general, domnule director, distinsul profesoral, onorați părinți, dragi absolvenți, sunt deosebit de onorat și bucuros să fiu astăzi la acest moment festiv din viața dumneavoastră. Sunt onorat pentru că România, începând din aceste momente, are nevoie de performanță, are nevoie de oameni pregătiți. Spun începând din acest moment pentru că până acum s-a vorbit de aceasta, s-a făcut mai puțin. Sper din tot sufletul ca generația dumneavoastră să fie cea care să dea plus valoare vieții publice din România. Sunt bucuros de faptul că încă o generație ieșea zborul de pe băncile liceului și vă spun cu toată sinceritatea, de astăzi intrați în viață. După ce aveți examenul maturității, examenul de bacalaureat, veți avea admiterea la facultate și dacă până acum ați avut pe lângă binecuvântarea preacucernicilor părinți și grija lor, grija părinților dumneavoastră, grija familiei, intrați într-o viață în care va trebui să vă bateți pentru fiecare lucru pe care doriți să-l obțineți. Va trebui să performați, va trebui să dovediți că toți anii de școală, tot ceea ce distinși și dumneavoastră profesori v-au predat, puteți pune în practică. Instituția Prefectului și eu personal suntem alături de dumneavoastră, vă sprijinim în pașii pe care veți avea de urmat, fie ca Bunul Dumnezeu să fie alături de fiecare dintre dumneavoastră pe drumul vieții. Mult succes la bacalaureat, mult succes la facultate, mult succes în viață! Prezența la festivitatea
pentru cuvintele frumoase și de apreciere și pentru colaborarea pe care o aveți și cu unitatea noastră și cu toate unitățile din Bihor. În continuare, îl rog pe domnul viceprimar al municipiului Oradea, domnul Ovidiu Mureșan, să ne spună cuvântul domniei sale. Ziua, preasfinția voastră, preacurcioniși părinți, onorati invitați, dragi elevi. Primăria Municipiului Oradea este alături de dumneavoastră în aceste momente emoționante. Vreau să vă spun că am încercat cel puțin două sentimente de emoție în drumul spre această locație. În primul rând, pentru fiecare din noi va rămâne în memorie data absolvirii liceului. Și ca să fac o glumă, sunt mai mulți băieți aici. Să știți că întotdeauna prima discuție, ca să nu întreb o fată câți ani are, o întreb când am terminat liceul. Sigur, e o dată fixă. Facultatea o poate termina și mai târziu. Și dincolo de asta, mă întorc înapoi, într-un liceu în care am absolvit. Văd aceeași sală de evenimente, cantină la vremea respectivă, dar un liceu unde profesorii care am avut, și sunt convins că cei pe care aveți dumneavoastră, își dau măsura calităților în tot ce vă învață. Rezultatele vor trebui să se vadă la bacalaureat. După bacalaureat, așa cum a spus și alte vorbitori meu, domnul prefect Claudiu Pop, va urma un drum foarte ușor. Pentru aceasta, dați-mi voie să vă asigur de tot sprijinul municipalității, dați-mi voie să cred că toți dintre dumneavoastră veți lua bacalaureatul și, implicit, veți merge mai departe la facultate. În plus, domnule director Rus, aveți în primăria municipiului Oradea un partener viabil. Ne dorim o școală, un liceu emblematic și știu că tradiția vă recomandă și, în al doilea rând, o clădire reprezentativă pentru municipiul Oradea. În acest sens, facem eforturi comune, administrația imobiliară Oradea împreună cu liceul, să dăm o altă față clădirii și, într-adevăr, în momentul în care avem pe cineva în oraș, să-i spunem, domne, aici este liceul ortodox. Încă o dată mult succes și Doamne ajută! Domnule viceprimar, pentru cuvintele frumoase și pentru tot sprijinul pe care îl acordați și îl acordă primăria municipiului Oradea și de care ne-ați asigurat și pe viitor. În continuare, rog pe domnul inspector școlar general, domnul profesor Daniel Negrea, să ne adreseze cuvântul domniei sale. Preasfinția voastră, preasfinții de părinte episcop, stimate domnule prefect, stimate domnule viceprimar, preacucernice părinți, domnul consilier, preacucernice părinte director, preacucernici părinți profesori, doamnelor și domnilor directori, stimați părinți, onorați invitați, dragi elevi. Ne aflăm în fața unui moment deosebit în care o nouă generație de absolvenți a Liceului Ideologic Ortodox Episcop Roman Ciolgariu Oradea se pează în acest cadru festiv finalizarea studiilor. Este un moment încărcat de emoții profunde, atât din partea absolvenților, cât și a cadrului didactice, a tuturor invitaților, în mod deosebit a părinților, respectiv familiilor absolvenților, precum și a prietenilor, colegilor, elevilor care participă la acest eveniment. Este momentul în care absolvenții promoției 2013 încheie una dintre cele mai frumoase etape ale vieții lor, liceul. Astăzi ne aflăm într-o etapă de bilanț, dar și în fața unui nou început. Au trecut 4 ani de studii, cu atâtea lecții, activități practice și educative, momente festive înălțătoare, performanțe și bucurii, dar probabil și multe momente de încercare. Au fost 4 ani în care absolvenții de astăzi au avut alături un corp didactic de o deosebită calitate umană și profesională, într-o școală care are la origini o instituție de învățământ care împlinește anul acesta 90 de ani de existență. O școală care oferă în prezent condiții de studiu și devenire profesională,
la nivelul celor furnizate de instituții reprezentative de învățământ din județul Bihor. Cred că rezultatele deosebite ale elevilor obținute la olimpiadele și concursurile județene și naționale, prin implicarea cadrelor didactice în proiecte și programe, prin exemplu de bună practică a unui parteneriat excepțional biserică-școală, sub obăduirea și grija permanentă a Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie, este un lucru care trebuie adus în fața opiniei publice și trebuie lăudat. Așa cum a spus și Preasfinția dumnealui, am reușit să semnăm un parteneriat prin care în acest liceu va exista un centru de excelență în care vom învăța cei mai buni elevi din județul Bihor și din Oradea. Credem că prin acest parteneriat vom reuși să dăm liceului teologic de ortodox Episcop Roman cel Ocaiu elanul de care are nevoie pentru a deveni o unitate reprezentativă a județului Bihor. Dragi absolvenți, să aveți încredere în voi și să fiți convinși că ceea ce ați realizat până în acest moment înseamnă enorm de mult și trebuie să vă dea încredere de plină în puterile voastre. Ați învățat de la profesorii voștri atât de multe lucruri și acum știți încă unul esențial pentru reușita profesie, dar și în viață. Faptul că numai învățând și muncind în continuare, veți putea să vă împliniți idealurile. Luați cu voi tot ce ați învățat bun în acești ani de liceu. Școala este cea care deschide ochii omului către universul cunoașterii, lumii care trăiește. Totodată, ea le ducă pe tânăr, formându-i o bună conduită în lumea înconjurătoare, în grupuri de oameni, responsabilități, obligații și drepturi societare. Stimați părinți, sunt convins că pe parcursul acestor ani ați fost mereu alături de copiii dumneavoastră, că ați fost oricând gata să depuneți eforturi considerabile pentru a le asigura bunăstarea și condițiile necesare studiilor, că ați suferit alături de ei în momentele mai dificile și că i-a susținut în devenirea lor profesională, umană și intelectuală. Vă puteți bucura din plin de reușita lor, de faptul că eforturile dumneavoastră, depuse de către dumneavoastră și elevi, le recompensează prin fapte și care dumneavoastră. În încheiere, dragi absolvenți, vă cer să respectați pe dumneavoastră ca oameni și atunci, sigur, o să procedați la fel ca și cu cei care alături o să fiți. Să fiți călăuziți în viață de cele trei valori absolute, fundamentale ale omului, adevărul, milele și frumosul. Vă doresc mult succes în viață, să vă bucurați din plin de aceste clipe frumoase alături de cei dragi. Vivat Academia, vivat Profesores, vivat Promoția 2013 Liceu Teologic Ortodox, Episcop Roman cel Ocaiu în Oradea. Și vă asigurăm de tot respectul nostru și toată prețuirea pentru sprijinul constant pe care l-ați arătat școlii din momentul în care ați venit la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bihor și pentru colaborarea de excepție care a existat între școala noastră și între Episcopia Ortodoxă Română Oradea și Inspectoratul Școlar Bihor. În continuare îl rog pe domnul Teodor Tere, reprezentantul Poliției de Proximitate, care are grijă de ordine din școala noastră și din prejurul școlii, să ne adreseze cuvânt de salut. Preasfinția noastră, preacucenici părinți, dragi elevi, profesori, dragi părinți, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în acest moment, un moment emoționant, bineînțeles, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Vreau să vă felicit pentru terminarea liceului și, în primul rând, pentru comportamentul de care ați dat dovadă în acești ani de liceu. Au fost ani în care ne-am întâlnit de mai multe ori, cel puțin din punctul nostru de vedere al poliției, nu ne-a creat probleme deosebite, ce mă face să vă felicit încă o dată. Vă urez în viață
unde împlinim succese și, în primul rând, la primul examen pe care îl aveți, cel de 4 ani. Mulțumesc! Pentru că s-au spus foarte frumoase cuvinte de către invitații noștri, este momentul să le dăm cuvântul și absolvenților noștri pe care îi sărbătorim astăzi, așa încât îl invit pe absolventul Alexandru Carțiș, din clasa 12-a, microfilul teologic, să adreseze mesajul generației sale pentru noi și pentru cei care vin în școală. Mulțumesc! Preasfinția voastră, Preasfințite Părinte Episcop, Preacucernice Părinte Director, stimați invitați, stimați oficialități, Preacucerniți Părinți Profesori, Preaiubiți și Preaunulați Profesori, stimați părinți, dragi invitați, iubiți colegi. În urmă cu 4 ani, pășam timid spre un nou început, spre o nouă perioadă a vieții noastre, iar acum, după ce acești ani s-au scurs, precum discipul dintr-o clepsidră, ne găsim în parte sărbătoare, mai maturi, mai serioși, determinați de a pune în practică ceea ce profesorii ne-au învățat în acești minunați ani, anume să fim mai buni, să fim oameni integri, apți pentru a păși hotărât în viitor, îndreptați nu numai spre examenul maturității, bacalaureatul, ci spre cel mai amplu extemporal și anume viața. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns până în acest moment cu sănătate și cu împliniri. Astăzi pășim pentru ultima oară în calitate de elevi și cel puțin eu mă simt copleșit de emoție și în același timp de nostalgie și de melancolie. Ca să fiu sincer, am așteptat indirect și involuntar timp de 4 ani această zi și acum iată-ne. Dar parcă devine o povară despărțirea de locul unde ne-am definit atât de artistic personalitatea, unde ne-am cizelat caracterul și unde am fost urmați de cei mai buni profesori. Faptul că suntem aici, acum, este rodul unei colaborări fructuoase între noi, elevii, și între profesori, cei care ne-au dăruit din cunoștința lor, ne-au revelat tainele cunoașterii și ne-au dovedit că prin bunăvoință, sârbință și răbdare se pot atinge idealul și se pot îndeplini vise. Vă mulțumim pentru că ne-ați permis să învățăm de la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați crezut în noi și ne-ați făcut puternici. Vă mulțumim pentru răbdarea de care ne-a dat dovadă, pentru înțelegere, pentru sprijin. Ați fost martorul cel mai veridic al creșterii și maturizării noastre, de aceea vă încredințăm că toată munca depusă nu va fi zadarnică, iar rezultatele de la examenul de bacalaureat sperăm că vor fi cele ce ne vor dovedi acest lucru, dar mai ales faptul că avem puterea necesară pentru a ne construi propriul viitor. Dacă zilele trecute luam ultimele note ca elevi, note ce reflectau valoarea fiecăruia dintre noi, de acum înainte vom fi evaluați în funcție de modul în care vom pune în practică tot ceea ce am acumulat pe băncile școlii, demonstrând că acești ani frumoși de liceu nu au trecut fără să ne formeze sau să ne pregătească pentru viitor. Timpul este înainte, asemenea unui roman și așteaptă să fie scris. Pentru noi, absolvenții, clopoțelul școlar sună pentru ultima dată. De aceea trebuie să dovedim de acum înainte că nu vom trăda crezul și misiunea acestei școli, a cărei rol nu este reprezentat doar de acumularea de cunoștințe de către elevi, ci și de formarea unor caractere integre care să reprezinte competențe necesare vieții, competențe necesare
viitorului spre care pășim încetul cu încetul. Acest lucru fiind demonstrat prin modul în care de azi înainte ne vom raporta la semenii noștri, la societatea în care trăim și la propria persoană. Un gând special de mulțumire adresăm Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru grija necontenită, pentru dragostea neîmpuținată, pentru binecuvântarea arhierească și părintească totodată, cu care ne-ați înconjurat în toți acești ani. Vă asigurăm Preasfinția voastră de ascultarea filială și devotamentul nesănătat pe care îl purtăm. Mulțumim părinților noștri pentru răbdarea și dăruirea zilnică, pentru dragostea și grija permanentă. Vă mulțumim din suflet pentru sfatul și pentru dragostea pe care ne oferiți în fiecare moment. Vă mulțumim că sunteți aici pentru a vă bucura alături de noi, pentru a împărtăși din sentimentele noastre de bucurie, de nostalgie și de nerăbdare pe care le trăiți și voi acum, amintindu-vă de acele clipe în care și voi v-ați aflat în aceeași situație ca și noi, aceea de absolvenți ai liceului. Gândurile noastre se îndreaptă acum spre tot ceea ce au însemnat acești ani de liceu, spre fiecare secundă sau clipă ce va rămâne o amintire mereu vie în sufletele noastre, spre colegii minunați pe care le-am avut în școală, cărora le mulțumim pentru toate momentele petrecute împreună, pentru fiecare clipă de bucurie, pentru fiecare gest de afecțiune și pentru tot ceea ce pentru fiecare dintre noi au însemnat acești frumoși ani. Gândurile noastre se îndreaptă acum spre examenul maturității ce ne așteaptă, spre examenul de bacalaureat, exprimându-ne dorința ca rezultatele să fie un motiv în plus de bucurie, dar mai ales gândurile noastre finale sunt date spre viitor, spre planul, spre idealul, spre vise, pășind cu nerăbdare spre o nouă lume, murmurând pe buze un adio, adio, ani de liceu. Mulțumesc! Pentru că festivitatea noastră este una specială, întrucât practic avem două școli reunite într-una singură. Îl invităm și reprezentantul absolvenților de la Colegiul Tehnic de Leonida să transmită mesajul generației sale pe absolventul Andrei Pop din clasa 12-a C. Stimați profesori, distinși audiență, dragi colegi. În urmă cu câțiva ani, pășam timizi în această școală și probabil abia așteptam să treacă anii în care urma să fie mai mult. Dar timpul, iată, a trecut pe nesimțite și acum cred că mulți dintre noi regretăm că suntem la sfârșitul carierei noastre de elevi. Și este bine să regretăm că anii liceului sunt anii adolescenței, poate cei mai frumoși din viața noastră, cu fiorul primei iubiri, al primelor mari examenele vieții. Nu știu dacă am apreciat la adevărata valoare anii petrecuți în liceu și oamenii pe care i-am cunoscut în această perioadă. Colegii, profesori. Nu știu dacă prin faptele noastre le-am arătat respectul cuvenit și tocmai de aceea vreau să vă las lor, celor care vin în urma noastră, în primul rând, un sfat. Trăiți-vă frumos anii de liceu, prețuiți fiecare clipă în care învățați ceva nou, fiecare persoană care vă dă un sfat bun. Vă mulțumim și pe amintele pentru colectele de emoție și invităm așadar să facă predarea simbolică de șanchetă, predarea cheii către cei care rămân în școală ca să ducă mai departe visele pe care ei le-au avut împreună în această instituție de învățământ.
domnul Cristian Orțan, ca să adreseze și el cuvântul celor care rămân în școală pentru absolvenții care părăsesc astăzi Măricele Sfântăție. Preasfinția voastră, preasfințite părinte episcop, distinsă oficialități, preacucernice părinte director, stimată doamnă directoare, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor profesori, dragi invitați, dragi colegi și absolvenți. Se spune că cei mai buni prieteni sunt aceia care fac din tine o persoană mai bună, iar voi, colegii noștri mai mari, ați reușit acest lucru din plin. Cu certitudine în aceste momente unice, fiecare ne amintim cu aceeași nostalgie de cea din tâi zi în care ne-am cunoscut și de toate cele care au urmat până în clipa de față. De prieteniile pe care le-am legat, de proiectele comune în care am fost antrenați, de bucuriile și împlinirile pe care le-am adunat și poate pune cercările sau greutățile pe care le-am întâmpinat și pe care tot împreună le-am depășit. Toate ne-am legat și ne-am făcut să ne atașăm unii de alții. Astăzi însă, cu un zâmbet și poate o lacrimă, spunem acum adio unei părți din viața noastră și a voastră, anilor pe care i-am petrecut împreună, iar voi, plin de speranță, vă îndreptați spre o altă etapă și spre un viitor pe care noi îl dorim strălucit. Totul parcă s-a sucit mult prea repede, iar timpul își cere acum tributul pe care cu toți îl datorăm. O nouă lume se destramă, iar o altă ia ființă, începând a-și căuta noile modele de viață. Parcă doar acum câteva zile am venit la liceu, am mers pentru prima oară în strană unde erați voi, care deja aveați experiență și ați început să ne explicați cum trebuie să procedăm și noi. Iar acum noi vă vom la locul. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați însemnat pentru noi în acești ani, pentru prietenia pe care ne-ați arătat-o și pentru modelul pe care l-am regăsit în voi. Iar acum vă rog ca fiecare dintre voi să se gândească chiar și pentru câteva secunde la o amintire plăcută la cei care timp de 3 ani au contribuit la crearea acestui tezaur de amintiri unic în sufletul fiecăruia. Ochii care vă sunt ațintiți spre mine în aceste momente, îndreptați-i pentru a vă privi reciproc, așa cum s-a întâmplat întotdeauna, simțiți mândria și căldura din fiecare privire și asta să vă dea curaj și încredere în viitor și în prietenia noastră care vă va sosi mereu. Vă dorim mult succes și multe împliniri, baftă la examenul de bacalaureat și reușită la facultate și rugăm pe Dumnezeu să vă lumineze calea mereu. La mulți ani și vă mulțumesc frumos! Și vom trece în continuare la o latură mai practică, mai pragmatică, respectiv la premierea absolvenților noștri de astăzi. Și așa cum se întâmplă în fiecare an, este deja o tradiție la festivitatea de absolvire a elevilor de la profilul teologic, începem cu premiile speciale pe care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, le acordă fiecare an pentru absolvenții care s-au remarcat în mod deosebit la discipline diferite de învățământ. Premiile constau în cărți foarte valoroase de la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, cărți de teologie ortodoxă care le vor folosi absolvenților noștri în viitor, în pregătirea lor ulterioară. Este o clipă deosebită și în aceste momente dorim în mod special să îi felicităm pe cei care s-au evidențiat în cursul anilor de studiu
dar prin aceste premii speciale pe care le vor primi cei ale căror numele veți auzi, onorăm de fapt întreaga școală. Pentru că premiile speciale sunt o dovadă, în primul rând, e adevărat, a pregătirii individuale, dar nu în ultimul rând și o dovadă a performanțelor școlii. Școala aceasta nouă și veche, totodată, amintit de domnul inspector general că se împlinesc 90 de ani de când funcționează școala aici. De fapt, era Academia Teologică, era de nivel universitar, dar în grădirea ei funcționează un liceu. Deci această școală este și nouă și veche. Onorăm prin premiile acordate și memoria înaintașilor. Dar mai ales onorăm și vă onorăm pe dumneavoastră cei de astăzi. Profesori, părinți profesori și elevi, care prin abnegația voastră, prin spiritul de sacrificiu și prin efortul mult depus, cu folos, ați reușit să ajungeți la performanță. Școala aceasta, pe lângă performanțele științifice, a avut foarte multe performanțe și cu caracter cultural, dar și social. Pentru că v-ați evidențiat și în aceste câmpuri, în câmpul culturii și în câmpul misiunii sociale. Numai că acum noi vom premia pe cei ale căror numele veți auzi pentru rezultatele lor speciale în domeniul învățământului specific, teologic. Așadar, fiind și în anul jubiliar al părintelui Dumitru Stănivae, primul premiu, premiul special Dumitru Stănivae, se acordă celui pe care l-ați auzit vorbind în numele elevilor absolvenți, absolventului Alexandru Carțuș, de la liceul. Pentru rezultatele de excepție obținute pe parcursul anilor de studii liceale. Îl felicităm și îi dorim un succes domnului Alexandru Carțiș și avem certitudinea că și la Facultatea de Teologie, pentru că ne gândim văzându-l cum s-a prezentat și de altfel și pe colegii săi prezentui la fel, ne gândim că vor trece cu bine și prin bacalaureat, pentru că deși suntem în perioada de intensificare a pregătirii pentru bacalaureat, așa cum se spune pe la noi, lucrurile nu se întâmplă în ajun. Nu îngurgităm materia înainte de examenul propriu-zis și aceasta se acumulează pe parcurs prin creșteri calitative și cantitative în toți anii de studiu. Deci avem certitudinea că vor trece toți absolvenții și mai ales examinanții cu bine prin examenul de bacalaureat și de asemenea vor face cinste școlii liceale și în școala teologică, în Facultatea de Teologie. Următorul premiu special poartă numele episcopului martir Nicolae Popovici, al oratiei, și se acordă absolventului Andrei Florin Farcaș de la Liceul Ortodox, episcop Roman Ciorocan din Oradea, promoția 2013, pentru o anumită morală bine. Pe tot parcursul anilor de studii liceale. De asemenea, premiul special episcop dr. Vasile Coman, un alt strălucit predecesor al nostru, se acordă absolventului Alexandru Vereș de la Liceul Teologic Ortodox. Pentru participare și implicare
în viața liturgică pe tot parcursul anilor de studii liceale. Un alt premiu special, episcop Dr. Andrei Magie, care a fost episcopul Aradului, dar înainte de a fi episcopul Aradului, a fost adierel vicar, deci episcop vicar, la Oradea și a fost primul decan al Academiei Teologice. Acest premiu se conferă pentru rezultate de excepție obținute pe parcursul anilor de studii liceale la disciplinele studii biblice și dogmatică ortodoxă, deci studiile strict de specialitate, și se acordă tot elevului Alexandru Carțiș. Un alt premiu special, de data aceasta pentru rezultate de excepție, la disciplina patrologie, studiul Sfinților Părinței Bisericii, pe parcursul anilor de studii liceale. Este premiul special Sfântul Vasile cel Mare. Se conferă absolventului Sebastian Marian Bocioc. Special episcop Roman Ciorogani, numele pe care îl poartă liceul însuși, al primului episcop de la reînființarea episcopiei, pentru rezultate de excepție obținute la disciplina istorie bisericească. Absolventului se acordă absolventului Andrei Duran. Obținute pe parcursul anilor de studii liceale la disciplina muzică bisericească. Se acordă absolventului Flavius Cătălin Boroș. Absolventului Sebastian Marian Bocioc.
Alexandru Bereș. Premiile, cei de pe podium, au peste 9, respectiv, așa cum ați auzit, 9,93, 9,56, 9,47. Acestea sunt pe podium. Mențiunile sunt peste 8, prima 8,81, a doua 8,65, a treia 8,47. Aceste mențiuni în ordinea meritelor sunt pentru elevul Andrei Uran. Aproape 9, 19 studii, mai trebuie. Al doilea, a doua mențiune, pentru elevul Florian Sânza, 8,65. Pentru că ceilalți care au primit premii până acum au avut cărțile în cadoul respectiv, de aceea n-au mai primit acum decât diplome. Dar acum, care au mai rămas datile, sunt pentru cei ce nu au primit până acum un premiu special. În fine, a treia mențiune se acordă elevului Cătălin Sabău, cu media 8,45. Mulțumim, preasfinția voastră, pentru acordarea premiilor de astăzi și pentru toată onoarea pe care ne-ați făcut-o prin prezența la această festivitate. Și vă rugăm ca să anunțați și șeful de promoție de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, pentru că în anul acesta avem această situație specială, iar apoi va face diriginții premierea pe clase. Așadar, avem încă un șef de promoție, absolvent al studiului Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida. Așa cum a spus Părintele Director, anul acesta, fiind două structuri didactice, avem două titluri de șef de promoție. Primul pentru clasele speciale cu profil teologic și celălalt titlu de șef de promoție se acordă absolventului Andrei Pop de la Liceul Ortodox Episcop din structura Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida pentru rezultatele de excepție obținute pe parcursul anilor de studii liceale 2009-2013, Oradea, 30 mai 2013. Sunt prieteni,